Apreciez în mod deosebit activitatea Prodocens Media, mai ales în această perioadă de pandemie. Foarte multe din emisiunile și tematicile abordate de Prodocens Media au vizat felul în care libertatea religioasă este articulată în România, modul în care înțelegem. Pentru mulți dintre noi, ca și pentru dumneavoastră, a fost o luptă, în primul rând o luptă conceptuală, să încercăm să înțelegem cum anume arată restricțiile în raport cu practicile internaționale care vin de la OSCE, de la Comisia Europeană, de la ONU, de la Departamentul de Stat al SUA și să le oglindim în ceea ce înseamnă consensul social din România, adică să le urmăm. Acest efort al Prodocens Media de a fi o prezență consistentă zi de zi în casele noastre este unul salutar și este unul care promovează în mod direct libertatea religioasă în România. La mulți ani, Prodocens Media!